episodul de astăzi vă voi arăta un mod interzis cu Herobrine în Minecraft. Da, băieți și fete, ați auzit foarte bine. Numele meu este Marusiancu și bine ați venit la un nou episod foarte special de Minecraft la mine pe canal. Însă în același timp aș putea spune unul dintre cele mai horror episoade pe care le-am făcut anul ăsta. Dacă vă întrebați de ce, fraților, pentru că astăzi vom testa un mod interzis și periculos cu Herobrine în Minecraft. Bă, băieți și fete, în Minecraft există foarte multe moduri cu Herobrine, însă unele, sincer să vă zic, sunt destul de plictisitoare. Majoritatea modurilor cu Herobrine îl adaugă pe Herobrine și mai adaugă încă o chestie, două. Însă, în momentul de față, fraților, la modul ăsta pe care l-am ales eu, nu este vorba de asta, fraților. Efectiv, modul acesta este cel mai complex și înfricoșător mod cu Herobrine care a fost vreodată creat în Minecraft. Deci, băi, nu vorbesc prostii, rămâneți până la final ca să mă înțelegeți, da? Înainte să începem, uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și hai să vă zic, fraților, mai exact ce adaugă modul ăsta. Deci, în general, modurile adaugă mob și iteme noi. Însă ăsta nu este cazul. Desigur, adaugă și mob noi, îl adaugă pe Herobrine, adaugă mai multe versiuni ale lui Herobrine. Dar pe lângă asta, fraților, în momentul în care ți-ai creat o hartă de Minecraft și ai băgat modul ăsta pe ea, într-un fel, harta ta este hecuită de către Herobrine. Fiți atenți. Deci eu când am creat această hartă, după cum puteți vedea, este un peisaj normal. Însă în momentul în care am băgat modul cu Herobrine, au apărut foarte multe structuri, fraților, foarte multe construcții în jurul meu. Iar acum o să mergem să le vizităm pe unele, pentru că din câte am înțeles, m-am documentat foarte mult despre modul acesta, pe toată harta, fraților, se află lucruri ciudate care au legătură cu Herobrine, da? Deci haideți să începem, doar să ne uităm în zona asta. Deci din zona asta de vreo 200 de blocuri o să o explorăm și o să vedeți, fraților, cât de multe chestii mișto se află aici. Și după vom merge și în chesturi ca să spawnăm nebunerile, da? Deci după cum puteți vedea, am primit, deci prima dată am văzut acest, nu știu să-i zic, tron, cred că este, după cum puteți vedea, care, nu știu, bă, arată foarte, foarte creepy, adică este plin de redstone, sunt niște capete de skeleton și într-un fel tu trebuie să te duci acolo și să sari ca să stai pe templul lui Herobrine, adică este foarte, foarte ciudat. Totodată în partea aia am mai văzut și o casă care este abandonată și a luat foc din câte am văzut și pe lângă asta, fraților, mai puteți întâlni și pe Herobrine random, dar și niște sign-uri cu help, 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 da? Deci aici, băieți și fete, este casa unuia care s-a certat cu Herobrine, să spunem așa. Uitați-vă aici. A luat foc, mamă, era să... Vă spun sincer, fraților, nu știu ce conflict a avut băiatul ăsta cu Herobrine de a ajuns să ia foc casa. Însă hai să vedem ce se află înăuntru. Deci este o casă normală și un chest unde este foarte mult redstone. Deci, fraților, vă vorbesc pe bune când vă zic că nu eu am pus chestiile astea aici. Dar oare... asta este cumva o față care zâmbește. Este formată din 17 redstone. În fine, bun, deci asta este una dintre construcții. După cum puteți vedea, în partea aia mai vedem încă o casă. Nu știu dacă și aia a luat foc sau nu. Să urmează să vedem, dar dacă a luat foc, sunt curios dacă este gen aceeași casă. Ok, și aia a luat foc, bun. Mamă, deci avem aici mai multe lucruri. După ne mai ducem în partea aia și atâta. Și după începem într-un fel să prezentăm modul. Deci asta este iar o casă care a luat foc. Sunt curios dacă este gen aceeași casă. Haideți să vedem. Da, și apare aceeași chestie. Bun, deci doar case de astea se spawnează. Și în partea aia, vedeți, acolo, din câte pot observa, este un fel de mini castel. Și pe lângă mini castelul ăla mai este și, mai sunt, doamne ferește, că na, nu prea le-am cu româna, mai sunt și niște corturi. Ok, deci acolo este un mini castel și sunt și niște corturi. Sunt curios dacă o să mă plimb mai mult pe harta asta. Ce pot găsi, fraților? Ok. Deci acesta este un loc în care niște oameni și-au făcut niște corturi. Nimica creepy momentan. Și uitați-vă că în partea aia mai sunt încă două chestii ciudate. Este castelul ăsta, la care gen, cred că pot intra înăuntru. Hai să vedem. Mamă, sper că asta nu-i de la Herobrine. Pot intra înăuntru în castelul ăsta. M-am uitat acolo, frățu, câte chestii sunt. Ok. Trebuie să mă urc cumva. Păi fiți atent, sparg o de asta și mă urc, ia. Ok.
Bro, bun, deci aici cred că sunt niște camere de tortură, dacă nu mă înșel. Vedeți că sunt capete de scheleton și toate chestiile astea. Și sus, na, iar este foarte, foarte ciudat. Și uite că în partea asta sunt și mai multe chestii. Bro, hopa, ăsta este un cimitir și niște sign-uri pe care scrie ceva. Ia să vedem. Kevin Apple, Omar White Road. Mama, ăștia sunt oameni care au fost omorâți de către Herobrine. Oh my god, fraților, nu-i bine ce se întâmplă, băi, nu. Modul acesta cred că este mult prea creepy. Ah, și uitați-vă încă o chestie de care am uitat să vă precizez. După cum puteți vedea, acesta, na, este o casă, da? Există ceva aici, uite. Este vorba de Healing Soup, fraților. Pentru că tu dacă te bați cu Herobrine, Doctor's Diary, deci acesta este jurnalul doctorului. Din câte am înțeles, tu dacă te bați cu Herobrine, o să iei un fel de virus de ăsta. Și plantele acestea care se numesc, grijă mare, stai că nici nu pot să le iau de pe jos. Dar stai că avem aici, care se numesc Healer Essence, te pot ajuta să, cum zice, să scap de chestia asta. Hai să vedem jurnalul doctorului. Zice așa: The studies are showing results. I have experimented on a few of them and I have seen a decrease in aggression rates. I guess the medicine isn't working properly. One of the bastards bit my hand. He knows my place. I have to go from here. I'm leaving the notebook here. If there is any other survivor, please continue treatment. The end is coming. Ok. Deci, într-un fel, doctorul ăsta se află într-o apocalipsă, fraților, unde el încearcă, adică, na, până la urmă, băi, harta asta este o apocalipsă, pentru că este plin de Herobrine, și el încearcă să găsească un antidot, însă a trebuit să plece pentru că cineva i-a mușcat mâna și a zis că o să vină din ce în ce mai mulți și nu o să aibă nicio șansă. Însă cineva, dacă găsește jurnalul ăsta, să continue tratamentul. Bun, eu nu o să continui tratamentul, eu o să vă prezint modul. Așa că haideți, fraților, să-mi dau și eu un game mode creativ, pentru că vă dați seama că nu plănuiesc. Hopa. Fraților. Ok, foarte multe chestii ciudate aici. Vă dați seama, fraților, că nu plănuiesc să fac tratamentul, dar ceea ce plănuiesc eu, mamă, ce asta, men, ok? Ceea ce plănuiesc eu este să vă arăt toți mobii care există în acest ăsta. He can see you. Bro, sign-ul ăsta era aici înainte. Ok. Ok, sper că nu m-a găsit Herobrine sau ceva de genul. Bro, eu vreau doar să prezint modul, nu fac mai mult. Bun, haideți să mergem în chestul cu numărul 1. Aici avem așa, fraților, fiți atenți. Deci avem aici Cursed Pig, adică porcul Herobrine, fermierul Herobrine pe care îl găsești în villageri, Cursed Cow, Cursed Sheep și Cursed Bed. Și pe lângă chestiile astea, aici mai avem niște capete de Herobrine, după cum puteți vedea, fraților, pentru că acest mod de Herobrine, pe lângă Herobrine-ul normal, mai adaugă și versiunea de coșmar, care este mult mai horror decât versiunea normală. Dar Herobrine o să-i spuneți la finalul clipului, pentru că cred că afectează foarte mult harta și după nu o să mai pot să vă prezint celelalte lucruri rămase. Bun, deci v-am prezentat pe asta. Aici sunt niște toteme, sunt niște cursed wool, asta este niște lână cursed bântuită care se ia de la, na, oile Herobrine. Asta nu este o oaie Herobrine. Și avem aici Help, Herobrine Totem. Acest Herobrine Totem poate fi plasat doar pe blocurile de gold, ca să-l invocăm pe Herobrine, lucru pe care o să-l facem. Dar uitați-vă la asta, man, Help. Gen, dacă vezi chestia asta, înseamnă că cineva are nevoie de ajutor de la Herobrine. Și mai avem și Cursed Jukebox, care este foarte, na, este un bloc foarte, foarte ciudat. Și pe lângă asta, hai să începem, fraților, să spawnăm lucrurile care într-adevăr contează, da? Avem aici Cursed Bed, care este un pat pe care nu vă recomand să vă puneți, pentru că dacă te-ai pus pe patul ăsta, o să vină Herobrine după tine. Uitați-l pe Nightmare Herobrine, dar stați, fraților, că o să dau kill la toată lumea. Mamă, uitați-vă câte chestii a spawnat, oh my god, pentru că v-am zis, vreau să păstrez asta pentru final, eu încă filmez chestia asta, da? Deci o să păstrăm chestia cu Herobrine pentru final. Haideți să vedem mai departe ce îmi păstrează mie Nightmare Herobrine. Deci avem aici Cursed Pig, deci acesta este un porc Herobrine. Ok, sunt curios dacă mă atacă sau ceva de genul, stați să-mi iau un Diamond Sword, sunt curios dacă o să mă atace ăsta, ia. Ia, hai, a, mă atacă, ok. Mamă! Ok, bă, nu dă chiar așa de mult damage. Hai să bag supă de asta.
Mă, de ce se bagă așa greu? Fraților, de ce se bagă supa așa greu? Dar nu se bagă deloc. Ok, atunci o să bag niște raw pork chop și o să-mi dau niște golden apple. Give Marusian cu golden apple. Golden apple 32. O să-mi bag niște golden apple ca să încerc să mă bag și cu ceilalți ăștia, da? Așa, în general, fraților, deci cred că tare am impresia că toți fac aceeași chestie. Toți încearcă să mă bată pe mine și o să-mi dea niște slowness de la, niște nightmare de la. Uitați-vă, acesta este fermierul pe care îl prinzi dacă te duci în, village. Uitați-vă la el, are mâinile pline de sânge pentru că a fost și el posedat de Herobrine, da? După avem Cursed Cow, este vaca care fuge după mine, după cum puteți vedea. Nu e așa, dar cred că asta dă aceeași chestie ca și porcul, nu? Da, este efectiv aceeași poveste ca și la porc. Bun, hai să-mi dau niște lapte, milk bucket, și să vedem care este și ultimul mob de aici. Ultimul mob este Cursed Sheep, care, vedeți că este ceva mai specială decât celelalte entități bântuite, așa zise bântuite, entitățile Cursed, da? Deci vedeți că ăsta, uite, merge cu capul ei. Aaa! Pe asta înseamnă, bro, că era ce am văzut eu acolo. Era capul acestei oi. Asta nu știu dacă mă moară instant. A, ba nu, îi dau one shot, ok. Și dau niște Cursed Wool. Dar sunt curios, fiți atenți. Ia să mai spanez o dată. Sunt curios, fraților, dacă i-am dă one shot. Ia, Cursed Sheep. Ia să pun mai multe. Ok, uitați-vă la ele. Mamă, deci ce ciudate sunt astea. Ia, îmi dă one shot? Dai să-mi bag și un golden apple. A, ba nu, iar mă bagă pe asta. Dar gen, ele toate sunt one shot. Le pot da one shot și dacă le dau one shot au și murit. Ok, ok. Bă, momentan, deci momentan, fraților, m-am gândit că modul acesta va fi doar un mod cu care te poți distra cu prietenii sau ceva de genul, dar având în vedere că lucrurile astea nu dau toate, băi, unde ești, mă? Nu dau toate one shot, momentan niciuna nu dă one shot, dar bănesc că Herobrine o să dea. Băi, modul acesta chiar poate fi folosit pentru o hartă cinstită de survival, da? Deci stai să-mi bag milk bucket, să-mi dea încă 12 milk bucket ca să am la mine. Deci, na, e foarte, foarte mișto. Bun, fraților, păi înseamnă că am ajuns la momentul pe care l-așteaptă toată lumea. Mai exact momentul în care vom spawna cele două variante de Herobrine. Pentru că în chestul cu numărul 2 se află așa: Herobrine-ul normal, pe care o să încercăm nu să-l spawnăm cu ou, o să încercăm să-l spawnăm cu totemul, după cum v-am zis. Nu știu dacă o să meargă, dar eu o să încerc. Și după avem Tuti sunt niște entități noi adăugate de Herobrine, îi vedeți? Sunt gen niște capete de Herobrine care vor să vină să te omoare. Ia, astea îmi dau damage mult sau nu? E că astea îmi dau damage mult. A, bă, nu, și astea la fel. Deci, bă, ok, bun, o să mă omoare doar pentru că sunt mai multe decât mine, da? Ăsta este singurul motiv pentru care o să... Ok, dar nici nu mă omoară, de fapt, ok. Bun, trebuie să beau niște lapte. Aba, da. Ok. Uite și pe ăștia, ia. Haideți, mă, veniți aici. Ok, sunt și ăștia one shot. Bun, deci, fraților, nici ăștia nu mă omoară. Și în chestul acesta mai există doar Cursed Herobrine și, cum îi zice, și Herobrine-ul normal. Noi o să luăm Nightmare Herobrine-ul, da, care este Cursed Herobrine, care este Herobrine-ul de coșmar. O să facem aici un fel de mini-ritual pentru el, unde să-l spawnăm. Am văzut pe internet, mai exact, o să dăm time set midnight și o să luăm două redstone torch-uri și o să spawnăm fix în mijloc pe el. Hai să vedem, let's go. Bau! Nightmare Herobrine a fost spawnat, fraților. Uitați-vă la el. După cum puteți vedea, mamă, se întâmplă și foarte multe chestii ciudate. Adică se spawnează și multe entități de-astea. Ia stai, lăsa, mamă, deci uitați-vă cum arată, bro. Este de departe cel mai horror Herobrine. Fiți atenți. Vreau să văd... Nu, așa n-am nicio șansă. Vreau să văd dacă-mi iau niște armură. Hopa. Este că am văzut acolo o vacă. Hopa! Deci vaca este Herobrine. Bă, cumva noaptea, toate astea sunt Herobrine. Ok. Porcu, ești Herobrine? Bă, toate sunt Herobrine.
Jesus, man, până acum nu era așa. Toate sunt Herobrine. Ce-i asta? He can see you. Poate să te vadă. Ok, păi ia, hai, sunt curios. Dacă îmi dau game mode. Bă, da, uite, ăla și-a damage. A, pe ăsta și-a damage așa de ușor, fraților. Bă, deci nu-mi spune că și ăsta poate să fie bătut, pentru că înseamnă că o să mă zgârii pe eu, că nu mi-a făcut o lume de survival pe care să mă joc eu personal ăsta. Hai să vedem, ia. Herobrine, it's a nightmare, este un coșmar, este un coșmar. Fraților, scrie în chat, e un coșmar, e un coșmar. M-am prins, frate, că e un coșmar. Chiar m-am prins, it's a nightmare, it's a nightmare. Bă, uitați-vă că spawnează. Îmi spawnează peste tot că este un coșmar, că este un coșmar. Ia-te să mă duc să mă bat cu el. Dar stai, trebuie să-mi iau niște lapte. Mamă, trebuie să bat entitățile astea ale lui. Ok, hai să mă duc să mă bat cu el. Nightmare, Herobrine, haide mă, coșmarule. Vino mă, unde fugi? Bă, fuge de mine, fraților. Și pune micuțile alea să vină pe mine. Haide mă, haide mă, haide mă. Hai mă, Herobrine. A, uite și ăsta, și ăsta dă în mine normal. Fiți atenți că pot să-l bat, sunt curios și se întâmplă dacă îl bat. Fiți atenți că pot să-l bat. Nu că o să-l bat, fiți atenți. Îl bat, fraților. Îl bat pe Nightmare Herobrine. Și nici n-am Golden Apple enchantate, am numai Golden Apple normale, da? Care Golden Apple normale sunt vai de capul lor. Ia uite, ia uite că îl țin în combo. Îl bat pe Nightmare Herobrine. Sunt curios dacă pe Herobrine normal nu cred că o să pot să-l bat, sincer să vă zic. Ok, haide mă, haide mă, hai. Haide mă, haide. Haide mă, frate, it's a nightmare. L-am omorât. See you in your dreams. Ne vedem în visele tale. Mamă, cât de mișto e. Oh my god, fraților. Ah, păi da mă. Da, bă, fraților, acum mi-am dat seama despre ce-i vorba, fiți atenți. Păi bă, era chestia de la cursed bed-ul ăla, de la patul ăla. Mamă, ok, deci fiți atenți. Dacă dau give Marius Iancu cursed bed, uitați-vă, pun patul, eu mă bag să mă culc. Uite, eu vreau să mă bag să mă culc, wake up. Și vine Nightmare Herobrine. Am înțeles, man, cum stă treaba. Ok, ok, ceva foarte, foarte mișto. Iar acum, fraților, haideți să spawnăm boss-ul adevărat, care este Herobrine-ul normal. Dar înainte, haideți să ne mai plimbăm pe harta asta, să vedem ce mai putem găsi. Să vedem, facem așa un fel de check de vreo 2-3 minute, să vedem dacă găsim ceva nou, ce n-am mai găsit până acum. Ok, ăsta este un village. Fermierul este pe aici. Nu vedem fermierul. Da, uite. A, uite, aici sunt normale. Ok. Nu știu de ce ăștia s-au dus acolo sus. Băi, e ciudat că ăștia nu dorm, villagerii. De ce nu dorm, villagerii, fraților? Ok. Avem aici încă o casă de asta de a lua foc. Dar trebuie să ne mai plimbăm pe aici să vedem dacă mai găsim vreo construcție nouă. Da, aici e ce construcție nouă să găsești aici, frate? A, ia uite. Ok, încă o căsuță. Dar este o casă de-aia, cum am mai văzut cu doctorul. Dar stai, au toate același, uite, au aici Doctor's Diary și scrie aceeași chestie. Ia. Da. Da, scrie aceeași chestie. Bă, eu am văzut mai multe lucruri, fraților. Eu am văzut, vă spun sincer, mai multe lucruri că se pot întâmpla. Uite, ăsta este un copac random. Aha, da, uite. Un copac random cu capul lui Steve. Credeam că este capul lui Herobrine. Ok. Hai să dăm Always Day ca să nu ratăm nimic. Dar ce e acolo? Opa. Bun. Oh my god. Este ăla de help. Am înțeles. Haideți să mai mergem puțin pe aici, fraților. Opa. Mai multe construcții. Vreau să le găsesc pe toate. Ia uite. Ce-i construcția asta? Știu, o casă de dirt? Pe unde se intră? Pe aici? You are not safe here. Nu ești în siguranță aici. Te cred, frățioru. Asta ce e? Ia, putem să mergem în jos? A, nu. Ok, aici nu este mare chestie. Bun, păi, fraților, cred că atâta este cu construcțiile și trebuie să spanăm pe Herobrine. Dar, bă, eu am văzut că este și o casă ceva mai nebună, ceva mai mare. Așa am văzut eu. Nu știu dacă cumva casa aceea trebuie să... Asta e, poți să... Este o structură pe care poți să o localizezi? Ia, ok, structure, a, nu. Nu poți să localizezi nicio structură. Ia asta, îți faceți-o cam o idee. Fiți atenți că am o idee care 100% mă va duce. Deci mă duc la video, la mine, prostie, așa. Mă duc aici. 4-6 de ciancuri. Aha. Și mă duc aici...
merge, ok, merge tot în față și încercam să găsim, băi, deci este, fraților, o structură, este o casă super, super mare. Da, ok, nu știu dacă este o casă, dar este o clădire foarte, foarte mare în care sunt chiar super curios ce se află, gen, este tot așa făcută din nebunelile astea. Opa, ce e acolo? Ah, ok, acolo nu e tot ăla. Bun, 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 bun. Deci pe această mini insuliță, să zicem așa, nu este nimica. Hai că o să încerc să mă teleportez la niște coordonate gen 2000 cu 100 cu 2000. Ia. Suntem în mijlocul oceanului. Dar nu ne-a băgat și până undeva, la 2500. Aha. Hopa! Bă, v-am zis că e ceva. Mamă, ce e asta? Acesta este alt tron de-al lui Herobrine, ok. Ok, ok, ok. Ia, uitați-vă, băi, fraților, v-am zis eu, man, let's go. Era chiar foarte nașpa după ce v-am ținut atâta să nu găsesc nimica. Mamă, și uite aici sunt mai multe chestii pe care nu le-am mai văzut. Uitați-vă, acesta este un roller coaster al morții, se zice, că așa este. Hai să vedem, puteți să ne dăm în el? Roller coasterul morții? Ia, minecart. Sunt chiar curios dacă pot să mă dau un roller coasterul morții. Let's go, bro. Minecart. Hai să vedem. Ok, ia vedeți. Roller coasterul morții lui Herobrine, ia uite. Mamă, ce tare e, man. Ok. A, aici se oprește. Bun, o foarte mare prostie. Bun, și haideți, fraților, să vedem această clădire gigantică de care v-am zis eu. Ok. Pe unde se intră, cred că se intră chiar pe aici. Mamă, a, este un hambar. Sau care-i treaba? Mamă, intră înăuntru. Mamă. Hopa. Ok, fraților. Deci este vorba de un hambar. Asta era marea clădire. Și sus, desigur că sus se află ceva. A, sus se spunează fermierii. Aha, și aici ce este? Wheat și toate chestiile astea. Bun, haideți, fraților, să-l spawnăm pe Herobrine. Da, pe șeful nostru etern, Herobrine. Let's go. Cum îl spawnăm? Am văzut eu. Pui două blocuri de gold în sus. Pui totemul lui Herobrine și ceva de genul. Ia să vedem dacă se poate sau nu. Dacă nu îl spawnăm normal, hai să vedem. Așa. După, cred că ori pui help-ul, ori pui netherrack normal. Ia să vedem. Se spawnează el, ok. Herobrine joined the game. A intrat în joc Herobrine, fraților, uitați-vă la el. Cred că ăsta mă bate pe bune. Herobrine a intrat în joc, oh my god. Ok, haide-mă, Herobrine. You can run, but you can't hide. Mamă, uitați-vă, fraților, cum îmi dă d-alea în chat, că pot să mă vin, dar nu pot să mă ascund. Ok. Uite că și pe ăsta poți să-l bat. Deci modul acesta, fraților, chiar poate fi folosit ca să te joci un survival cinstit. Bun, băie și fete, păi cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem episoade de genul, fraților, în care testez moduri interzise, lăsați-mi la comentarii. Eu am fost Marusiancu, ăsta a fost modul lui Herobrine. Dacă vreți să, cum îi zice, dacă vreți link de download, haideți să facem multe, multe like-uri și o să vi-l las în comentarii. V-am pa pe toți, pa, pa!